Alo, să rămână. Ce faci? Uite, ce să fac, tot în casă. Încă nu mi-e clar cum e cu ieșitul ăsta, cu plecatul, cu... Așa. Dar oricum, te aud bine. Cum stai cu greutatea? Bun, bun, e bine, măi, față de cum erai, că te lua vântul, e bine. 53. Păi, e bine. Oh, mama, stai cu minte acolo, să fii tu bine, că eu mă descurc. Stai liniștită, ce să mai... Nu, e... Stai! Ce să facă? Ce să facă? Unul e popervaz, e o vreme urâtă de tot, zici că e toamnă, bate vântul, e nasol afară. Și... Da. Nu, la noi nu e soare, e întunecat, e urât, poate ieși mai încolo. Și am niște rândunele, porumbei în geam și stau și croncăne la alea toată ziua. Unul doarme și celălalt croncăne. Croncăne, zici că ar ieși până în geam dacă ar putea. Da. Miniuță, ce faci? Bine, te apop și eu, să rămân. Și mie, și mie. O să vin, cum se eliberează, cum s-o lămuri, o să vin. Că... Da. Da, da. Neața, tocmai mi-am terminat și eu rutina de spălat, îngrijit față, toate cele. Aștept să-mi intre așa un pic crema, serum în față, după care voi începe să mă machez. Și mă voi machia într-un fel în care nu cred că m-ați mai văzut niciodată, o să observați. Deci va fi o transformare totală pentru că voi fi această mai albă ca zăpada. Mi-am luat niște dude și vă povestesc imediat care e treaba, dar întâi să vă zic că ceea ce deja, probabil că v-ați dat seama, stau de vorbă acum cu bunica mea, bunica cea bolnavă care m-a crescut pe mine și avea un tonus foarte bun, ceea ce mă super bucură, în ideea în care ea n-a mai ieșit din casă de... Nici nu știu câte luni, prea multe luni. Știi că eu mai ziceam, vai, mă duc până la magazin și atât. În altă parte n-am fost în perioada asta și tot mi-a fost greu pentru ea care n-a coborât. Adică o singură dată a ieșit lunile astea când s-a dus la doctor. Dar în rest, atâtea luni de zile între aceiași patru pereți, mamă, înfiorător mi se pare. Era bine, asta mă bucură super, super mult. Deci acum am început dimineața cu asta și că sunt pregătită să vă zic. Dar întâi de toate trebuie să vă și arăt. V-am arătat eu pe Instagram, dar v-am mai zis, nu toată lumea e pe Instagram. Așa că am această cutioacă, iată cum se coboară. Coboară jos, luceafăr blând, alunecând pe rază. Dă-mă, pupic. Alo, pupic. Niciun pupic. Deci, am această cutiuță care a ajuns ieri și pe care am pus-o eu pe Instagram la momentul sosirii. Bine, asta dacă ne lasă o anumită pisică să filmăm. Bă, pufos, ce faci acolo? Hai, vină încoace. Ce? Am comandat eu niște recuzită pentru niște treburi, pentru niște viitoare poze, chestii pe care vreau eu să le fac. Printre altele, uite ca să te vezi și interiorul, cam așa, cam asta am pus eu ieri pe Instagram. Ce principal sunt măști de tot felul. Uite, de cu pene. Uite, avem și așa, ca să fii sigură că sunt jokerul din cărți. A? Trebuie să recunoașteți că sunt de excepție, nu? E bine treaba. Am luat și așa să fiu fantoma de la operă. Sunt niște plastice, na, nu chestii prea elaborate, adică eu în capul meu, văzându-le pe site, mă gândeam că, mamă, să vezi ce calitate, e mișto, de unde? Sunt niște plastice. Dar îți faci treaba cu ele și oricum au fost ieftine, adică, pe asta, nici nu știu cât am dat. Ceva în jur de 10 lei, nimic prea fancy sau extraordinar, ori scump. E, sunt ok, acolo de poze merg. Uite, mi-am luat și așa și piesa de rezistență este această dudă, știi, să fiu pregătită. Deci, în caz de carnaval sau de reîntoarcerea pandemiei, care nu știu încă dacă și unde a plecat, eu sunt foarte pregătită, domnule. Deci, virusul cu siguranță se sperie dacă mă vede cu această meclă. Bineînțeles, glumesc. Și pe lângă asta, mi-am luat niște treburi cu care mă voi machia, pentru că aici voiam să ajung. Deci, mi-am luat vopsea albă de față, pe care o voi aplica și pe corp. Un pic așa și mi-am luat și spray pentru păr, spray pentru podoaba capilară, alb și argintiu. Am zis să iau mai multe treburi ca să fiu sigură că mă descurc cu ce am aici. Pentru că eu farduri, smacuri, maglavaj, am de tot felul. Dar vopsea de față albă și spray-uri din astea pentru păr nu am, că n-am folosit niciodată. Și am de gând să fac niște poze, deci cu asta vom începe minunata noastră zi. Prima zi din afara izolării, să zic așa, cu niște poze pe care am de gând să le fac complet albe. Deci ăsta ar fi un vopseluț alb,
Din ăsta lichid, dacă l-ați vedea acolo. Deci cam așa. Ar trebui să-mi ajungă teoretic. Am zis să iau mai multe să fiu sigură, că nu știu cum funcționează. Zic, dacă nu o fi bună una, să am altceva și să am alternativă. Apoi, iete asta, așa, care cică se combină cu apă, cică, și iese o cremă pe care o aplici, o spuma mări, nu știu. Așa. Și am luat-o și pe asta, tot așa cu apă, iar spray-urile, spray, mama la copiii mei, era o melodie, o overtură, desigur, clasică, era așa, mama la copiii mei, pe care îi dau cu spray. Face parte din același registru fantastic, precum se lucește soarele, mă apucă damblalele. Deci, ca să știți, se lucește soarele, mă apucă damblalele și mama la copiii mei, pe care îi dau cu spray. Clasic, overturi de calitate. Astea două le-am luat. Deci, cred că ăsta e argintiu sau e albă? Nici nu știu. Blanco. Blanco, boss, să nu fie roșu, că mie îmi trebuie alb. Așa că mă voi transforma. Trebuie să mă apuc să citesc niște instrucțiuni pe astea, să văd cum funcționează treaba, să-mi dau jos și halatul, pentru că m-am încălzit. Mi-era frig mai devreme, v-am și zis că este destul de urțel afară, dar oprită fiind căldura în toată casa, dimineața când mă trezesc așa până când începe să mă agit și să intru în fibrilațiile mele clasice, că mă vedeți, sunt aici pe energie, pe treabă, pu-pu-pu, mă știi, du-te! Până când ajungem la astea, mi-e cam frig, știi, până îmi beau cafeaua, până mă spăl pe dinți, pe sunt un pic congelată. După aia îmi revin, acum deja sunt pe treabă foarte. Nu vă spun că azi noapte am ieșit, desigur, după cum vă anunțasem în ultimul daily, voiam să ajung și la subiectul ăsta, am ieșit puțin, nu mult, dar așa, cât să simt un pic de poluare în minunatul București, cât să-mi clătesc ochii și creierii capului și să iau puțin contact cu lumea pe care n-am mai văzut-o de multă vreme, ceea ce am făcut și a fost ok, a fost minunat. Partea proastă la asta e că era foarte noapte, astfel încât am dormit puțin și sunt un peu de zombăloaică, dar nu foarte tare, ne revenim, iar în caz de ceva... Bun, hai, pe treabă, facem, dregem, ma. So don't let me down. I'll chase away your shadows. Away from the crowd. I give you my tomorrow. Forever now. Spotlight from my cell phone. Sounds like it's your ringtone. I get chills when you call. Wanna give. Sunt doar că ceva mai neagră de data asta și chiar la o zi distanță. Vă zic încă o dată neața și reiau vlogul de unde am rămas ieri, pentru că am fost nevoită să finalizez operațiunea mai repede decât m-aș fi așteptat. Adică m-am trezit cu o vizită neplanificată la ușă, surpriză, cu un anumit individ care s-a gândit el să vină fără să mă anunțe, astfel încât a avut un șoc în momentul în care i-am deschis ușa și eu eram în felul ăla. Imaginați-vă cum a fost și pentru mine și pentru el. În primul rând, eu nu știu în cine vine, eram aolă, nu se poate să-mi ciocăne cineva la ușă exact acum, eu fiind toată machiată, albită, cu alea în cap, cu ăla pe mine, corsetul, cu dantela, cioc, cioc, cioc la ușă. Zic, hai să... Stai să vezi acum, sigur s-a întâmplat ceva, s-au inundat ăștia, o fi venit proprietarul, nu știu, s-a gândit să-mi fac o vizită, vreun curier, vine vreunul să citească lumina, ceva trebuie să se întâmple evident, având în vedere că eu eram în halul în care eram. Nu, însă era individul la ușă, bineînțeles că în momentul în care m-a văzut era, aaa, s-a dat așa câțiva pași mai în spate, a intrat în casă până la urmă, m-a lăsat să-mi termin treaba și din fericire m-a și ajutat cu pozele, pentru că mi-am dat seama pe măsură ce le făceam.
Și mi-a zis și el că, băi, cum făceai tu astea singură? Că n-aveam cum, pentru că trebuia cu o mână să țin un balon, cu mâna ailaltă să țin tava, cu mâna ailaltă, nu știu, când o scoteam și pe a treia, să apăs cumva pe autodeclanșator și să pun focusul în timp ce făceam pozele. Deci nu prea ar fi mers să le fac singură. Deci lucrurile s-au așezat de la sine așa cum trebuie și a reușit să le finalizez. Treaba este că fiind el acolo, am uitat complet, m-am luat cu altele, am început să vorbim, a venit și cu niște mâncare la el, era cu niște flăfel. Ca așa îmi place, mi zic flăfel, lipii de-alea cu, de-astea vegetale cu legume, am mâncat, ne-am uitat la un film, am mai stat câteva ore, vlogul zic lasă, că reiau eu mâine și le povestesc atunci. În orice caz, pozele cred că deja le-ați văzut, dacă nu le-ai fi postat, în fine, trebuie să apară, o să le vedeți la mine pe Instagram, dacă nu, am inclus probabil pe aici câte ceva așa, important este că au ieșit cât de cât, adică e un concept foarte apropiat de ceea ce aveam eu în minte. E, astăzi este 16 mai, este weekend și mă duc, fetelor, băietelor, mă duc la coafor. Deci, mă duc, mă tund, mă vopsesc, rezolvăm această podoabă capilară. Cu unghiile v-am zis că va mai dura, dar cu părul neapărat trebuie mers. Și așa cum am zis într-un alt daily vlog, salonul la care mă duc, dați un pic să schimb mâna că, mi-a morțit. Ce bine. Salonul la care mă duc este unul la care n-am mai mers până acum. Este o recomandare venită de la Vicky. În fine, s-a dus ea mai întâi, adică a avut programare înaintea mea și acum urmează să mă duc eu. Asta pentru că măsuri de siguranță, vă dați seama, distanțare socială, adică e nevoie de un timp între clienți pentru a dezinfecta salonul și de asta n-am mers împreună. Și aici vede fiecare de treabă, iar când termină și cu mine, că eu sunt ultima la operat, ne întâlnim și atunci am zis că venim, nu știu, venim încoace la o cafea sau mergem prin oraș. Am zis că vreau să trec pe la Zara din Unirii pentru că, nu știu dacă ați observat când am filmat în oglindă, dar am lăsat aici pe jos o cutie în care se află o broche pe care trebuie să o returnez de la Zara. Pentru că am cumpărat-o când a început nebunia asta și n-am mai apucat să o returnez, iar eu urăsc în principiu să fac retururi online, așa că mă duc direct în magazin să văd care-i treaba. Din ce știu, se poate returna. Mă duc, văd, rezolv, pac, pac. Deci vrem să trecem pe acolo, poate venim încoace la o cafea, dacă nu vedem noi. Ideea este să ne vedem, să ne vorbim, că a trecut atâta timp de când am apucat să facem asta și abia aștept și să mă văd cu ea și să rezolv cu această hălăciugă. De asta și sunt cu părul în felul ăsta, adică nu l-am dat cu șampon uscat, nu l-am spălat, zic, mă duc așa cu el slinos, mă vedeți, sunt Laica. Atâta s-a putut. Dar înainte de a face asta, vreau să trec un pic până la Carrefour, cred, să văd unde găsesc un bancomat, pentru că vreau să mă duc să scot niște bani, să am și niște cash la mine și mai am de făcut niște chestii, am de printat niște fotografii și să cumpăr câte ceva din Carrefour. Așa că ăsta va fi traseul. Vă arăt acum ce outfit am. Sunt îmbrăcată cât de cât drăguț, zic eu, așa cum nu mai fost de multă vreme, chiar dacă nu e nimic wow. Dar vă arăt outfit-ul, mergem în Carrefour și după aia mergem la salon. Acum asta să întorc camera. Între timp să știți că avem și o pisică acolo care îmi păzește pantofii. Mă voi încălța cu ei. Ia, da, să vedeți voi mai bine. Ce faci, mă, pufos? Mă lași pe mine să mă încalț? Sunt îmbrăcată toată în negru și m-am gândit că ar fi o idee bună să am și o pată de culoare. Măcar în picioare acolo. Ideea e că nu sunt în depresie sau ceva, dar am zis să mă îmbrac cât mai închis, în culori cât mai închise, pentru că mi-e teamă cu vopsitul să nu cadă. Dacă vă amintiți, voi am mai filmat un vlog la coafor anul trecut, cred, prin vară și aveam o rochie galbenă și mi-a căzut o pată de vopsea mare aici și rochia a fost destul de problematic de curățat după. Bineînțeles, având-o pe bunicia pricepută, mi-a rezolvat-o. Dar am zis să nu risc, așa că m-am îmbrăcat în ceva negru. Și am pe mine o fustă foarte amplă, foarte, foarte mișto, o luată dintr-un SH, care este, nu știu dacă vedeți, un pic așa, parte peste parte, cu un maiou negru, care cred că, ce, un H&M, ceva de genul ăsta, pantofii ăștia pe care știți că i-ați mai văzut la mine de multe ori, sunt luați de la Dune, parcă Dune, London ăia, și îmi voi lua jacheta de piele, asta pe deasupra, în caz că mi-e frică, astăzi sunt cam în 27 de grade, și pe lângă asta, poșeta pe care am pregătit-o undeva acolo. Stați așa, să le iau ca să vedeți. Deci în felul ăsta mă prezint. Jacheta o știți, ați mai văzut-o, iaia pe care am luat-o din San Francisco. Poșeta este naftalinicioasa totală și despre asta v-am mai vorbit în daily vlogurile vechi și în colecția de genți sau colecțiile de genți, aia care miroase înfiorător. Este naftalina cea mai puturoasă dintre toate. Dar mi-era dor să o port, că n-am mai purtat de mult gentuțe din astea goblen și zic că acum e momentul, dacă tot e și un lume. În picioare v-am zis, deci cam asta sunt cu totul. E ok, confortabil, așa merge. Acum o să iau cutia de jos, mă duc să iau o sacoșă ceva din bucătărie și plecăm spre Mircelică. Sunt bine! Every inch of me is hurting.
uitat să vă arăt ochelarii de soare când am plecat acasă, dar nu vă temeți că am alt accesoriu mai sexy pentru voi. Ochelarii sunt așa, de bun simț. Însă, vai, și m-am copt. Aoleu, cât urăsc chestia asta pe față. Deci mor de cal cu ea. Mă auziți? Acolo? Vai, și în mașină este atât de cald, deci Mirciulica săracu este încă mega încins. Va dura până când se va aerisi o lecuță că... Așadar, poșetuți avem. Mi-am luat degeaba parpalacul la mine, jacheta aia de piele. Vai, ce bine. Mi-am luat-o degeaba pentru că este foarte cald afară. Deci în mașină, în afara faptului că sunt 35 de grade, afară sub nicio formă nu sunt 27, cred că sunt 30, e mega cald. Deci, să procedem. Bun, din câte am înțeles, la salonul ăsta nu o să am voie să filmez, astfel încât va trebui să vă mulțumiți cu ce ai putea face o poză cu telefonul acolo, o să vă arăt eu în timp ce, dar voiam deocamdată să vedeți before-ul ca să pot să vin după aia cu after-ul, ha, pe care îl voi filma tot în mașină. Deci cam așa sunt. Varianta de după, când pot să declar liniștită, mulțumită că sunt alt om, frate, în clipa asta. M-a schimbat total și în sensul bun, cred eu. Știu că unii dintre voi mă preferați cu părul lung și că vă e dor de perioadele alea când îl aveam până la noadă, dar mie mi se pare că mă prinde mult mai bine părul scurt. Iar ăsta acum, nu doar forma, dar și culoarea, este 100% eu. Deci mă simt extraordinar de bine. Mi se pare incredibil cât de tare poate să te schimbe o chestie de genul ăsta. L-a făcut beton. Deci mi-am făcut iarăși breton pe o parte, așa în lateral, cum îl aveam eu înainte, ceea ce știți dacă mi-ați urmărit vlogul din septembrie, când am fost ultima dată la tuns, acum 1000 de ani. Și eu atunci tot așa am avut un breton pe o parte, numai că a crescut, nemai fiind tuns, a ajuns să se contopească cu restul părului și nu mai era niciun breton. E, bretonul a revenit, deci breton is back. Și pe lângă asta mi-am făcut același bob scurt care mă prinde numai bine, nemaipomenit de bine. Deci îmi place mult, mult, mult de tot, mai bine de atât nici că se putea. Bine, am și știu ce vreau, adică i-am zis, vreau un bob scurt și vreau să fie părul roșu. Mi l-a și vopsit, vedeți? Deci am revenit la roșul ăla intens, care să știți că arată de 10 ori mai intens și mai strălucitor în bătaia soarelui. Deci toate damblalele posibile mă apucă. Arată super, super fain, sunt super mulțumită și a fost cu tot acum, adică tuns, vopsit, spălat, coafat, nene! Eu sunt, ce ziceți? Sper să vă placă, chiar sper să vă placă, dar oricum, e ce trebuie. Deci, balaban is back! Iau! Ce faci, mă, frumusețea mea? Ce faci? O să te călărească, stai liniștită. E mai pupă? Și acum vine gelosul ăsta. Poți să mângâi. Dar am două mâini, normal. Ai, nu cred că ai luat aia, măi. Măi, și m-ai făcălit că nu mai e. Azi că n-am curățat-o, că n-am știut să o curăț. N-are nimic. Și am zis că nu ți-o stai, că o curăț. Ce șmecheră. Să rămână. Sper să-ți placă. Da, normal, știi că îmi plăcea. Mama, ce șmecheră. Bine fix cu... Da, cu roșul ăsta. Da, bine? Fix cu ăla. Foarte mișto. Băi. Și am apăcălit, adică tu mi-ai zis, chiar tu mi-ai zis că s-a vândut numai aia. Bine, da. Vreau să văd dacă îți pare rău după ea sau nu, zic, bă, am luat-o degeaba. Nu, că-mi plăcea. Adică comandat-o la mine nici că-mi place. Nu se vadă nimic. Da, și da. Și după aia... Aoleu, nu știu ce e asta. Sper că nu ai în colecție. Nu, n-am nimic atât de mic în colecție, adică e brățară, știu din start că vă da. Cutia. Da, n-ai brățări în colecție? N-am niciuna. Acum ai manea, să știi. E foarte multă manea. Mamă, și e nouță. E impecabilă. E de toate de pe vestiar. Dar frate, da. Nici eu n-am scos-o de acolo, deci nu... Dar nu trebuia, ți-am zis că nu trebuia să iei nimic. Dar stai niciodată că stai de ziua ta. Da, știu că e de ziua mea, dar nu trebuia nici de ziua mea. Sper vai, că n-am lăsat, n-am prins și vai, genială. Nu știu dacă e s-o mare sau... Nu, 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 e bună, e super ok și pot să o urc și pe braț, cred, dacă mă chinui un pic. Cred că pot să o urc. Deci am văzut-o și am zis trebuie să iau. Da, ce zici, mă? Ia zi. Ce părere ai? Bolovane. Te retor prin casă. Da. În colegioană. Și ultima... E superbă. Iar ultima, să știi că ultima am căutat la ea, eu sper să-ți placă, am înțeles că e din anii 60. Da, nu... Acum, dacă nu-ți place, nu da, nu omor... E din anii 60. Da, de-aia arată în halul ăsta. Vai, cum naiba să nu-mi placă? E broșă. Acum, dacă m-am înșelat, tipa, nu, eu sunt nulă la vechituri. Nu știu nici o să o datez, dar e foarte frumoasă. Ce-am citit pe super. Internet, că e din anii 60, că este porțelan că de la ăștia, China. China e porțelan, nu? Da, da, da. Așa. E superb. Și am căutat de ceva vreme ca să... Adică am tot făcut browser. Mi-au venit browser. Mi-au venit 3 tururi diferite. Aoleu. De-aia nici nu ne-am văzut mai devreme.
Claudiu mi-a zis doar că o să vin, am zis că am luat ceva pentru Andreea, că e ziua, și zice, bine, nu, bine, între timp mi-au mai venit și de ale mele și ele n-au mai știut. Lasă, să rămână mult, te-aș pupa, dar nu... Nu, 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 și ală, că am mai umblat amândouă, și în stânga și în dreapta, dar acum, dacă ne să ne îmbolnăvim, acum, am promis să trebuie. Sunt toate îmi plac, sunt superbisime, adică... Și nu mi-am dat seama cât de bine îți vine, deci aria se potrivește cu culoarea e de acolo? Da, e un pic mai închisă decât culoarea de păr. Doar, nu știu cum ți le cureți tu, n-am vrut să curăț, pentru că am zis că ți le stric. Coperiuța. Că... Și pantofii, uite. Aude, da. Eu sper să nu-ți vină. Că se egoistă. Dar sper să nu-ți vină. Pentru că te-am comandat o grămadă de chestii. Cum sunt, Vicky? Foai de viața mea. Exact așa am zis și eu. Am zis că, știi, e Cinderella dat pe dos. În sensul că sper de data asta să fiu eu să adică și să nu prind picior, că e mai mare decât... Băi, deci sunt superi. Ca să mai descriu, vedeam că aici e gaură. Și am zis la fel, că e gaură. Eu, efectiv, mi-am făcut calculul așa. A, zic, piciorul se oprește undeva aici. Așa am zis, da. Că nu mai am acces. Bă, și nu, merge până în față. Pot să... Da? Da? Da. N-am ciuperci, n-am zis. Să ne știi că... Ia să vedem. Cum sunt? Eu tot încerc, tot îi pun... diverse. Cum îți vin? Te strâng? Nu. Ce să zic? Ce s-a întâmplat aici este că mă uitam și eu și Vicky la aceeași pereche de pantofi, una singură, pe vestiar colectiv. Uite, dacă vedeți, au modelul ăsta cu cheie. Mă rog, gaură de cheie în partea asta și aici chei. Și treaba este că ei sunt mărimea 38. Eu port 38 jumate, ea poartă 37 jumate. Și până la urmă i-a comandat ea, ei sunt mari, iar mie se pare că îmi vin. Nu e excelent, adică simt așa o chestie, dar îmi vin. E ok pentru mine. Și acum suntem în filmul ăla în care stai să vedem cui vin, cui nu-i vin, cum facem cu ei. Ideea e că sunt supervisivi. Paro, ce părere ai? S-a mai întâmplat, nu e o problemă. Deci, ia uitați-vă voi, ce pantofi superbi. Superbi sunt. N-am mai văzut nimic din colecția asta, chiar nimic nu au. Adică sunt alea care sunt tot în mărimea ta de... sunt. 37,5. Mă ales prețul foarte mult cu autentificarea. Da, Hong Kong, am văzut. Văzut. Te-ai pară? Scatem un pic gheruța să nu... Nu doare. Da, doar să nu facem așa. Ce-i faci, mă, grasule? Face cozonă ce-i. Ce-i faci? Da, păi mi se pare normal. Este un alintat. Știu că zona ce ai. Prin casă e super ok. Când aveai suficiente lămâi. O lămâie în plus e întotdeauna binevenită. Nu, prin casă este super ok că nu-mi plac alea strâmte. Și la plajă. Lejer, așa. Da, da, da. De baie e super ok. Bine, plajă probabil în 2021. Super, da. Nu știu, eu speram să ajung. Asta e ok de la Zara, de care ți-am zis că eu nu am nicio șansă să am nicio Ia, să vedem acum. Eu zic că ți vine, poate e chiar largă, da. Ce fel de avea? Eu mâncam un pic de pungă. Că mâncarea nu e bună. Mănâncă hârtie. Deci de ce nu? Nu, rog, chiar vine foarte deci este bun. Super. Cred că e un pic transparent în soare. Asta înseamnă că trebuie să iei... Am jupă. Am jupă. S-a luat o ceva. Da. Și e foarte ok că vine cu părul... E de acolo. Nu vrei din câte mișto să apă cu părul. Se vede ochi. Eu n-am avut sus în așa, așa. Ăsta cred că ți-e mare. Dar dacă ți-e mare, da, asta poți să-mi iei eu și să-l dai mamei tale dacă poate așa ceva. Poar mama cu galbenul, da. Atunci, că eu nu pot să păr galben dacă mă pui în ăsta, mă îmbăiesc și mă pui pe post de lampadar. Serios? Că lampadar e tot de acolo, așa, arăți la mine. Stai așa. Să vedem. E mare, cred că e mare. Da, nu? Eu ți-am zis că... Are eticheta pe el, să știi. Că am văzut, nu, că nu sunt. Dar nu, că dacă îți pui un... De eticheta. Doar să-i pun ceva. Dacă îi pui ceva, în ăla cred că o să-ți vină. Când dacă ăsta ce e? Ăla e Kenzo. Nu, e Kenzo ăla cu ochiul, nu știu, vezi că sunt două chiar. Vai cum e ăsta, deci zici că am căzut în borcanul cu... Serios? Da. Nu, mie nu mi s-au părut. Dulce, dulce. Nu ți se pare dulce ăsta? Mi se pare super fresh. Vai de mine. Dar e mișto mirosul, adică să nu ți-e... E gurmand. Eu l-aș mânca? Păi, mănâncă-l.
Ține-i băiatul ăsta minunat. Le pozește. Mamă, ce frumos e făcut. Uite și la structura feței. Ia auzi, pisuci, că ești un superb. Ce faci tu acolo, iubitul? Cred că vrea la Zuzi el, iar plăcea așa o întâlnire. El n-a prea întâlnit fetițe. Zuzi nu mai este, din păcate nu mai e în... Călduri? Da, palații-l iau, clar. Ia-l, nu, foarte bine, ia-l, te rog. Dar asta nu știu ce. Păi nu, că e ediție diferită. Știi că mă dă Claudia afară din mașină? Da, dar ce, că sunt cadouri, de ce să te dea afară din mașină? Mă suc. Când mă duc acasă o să mi-o iau, că am trădat 5 sufletele, 6. Gata. Nu ne certăm? Nu ne certăm, dar am amorțit, probabil. Ia? Hai că apuc acum să vorbesc și cu voi, pendelete, să vă dau toate detaliile, să povestim așa lung și îndelung despre ce s-a mai întâmplat de ieri. Pentru că n-am avut când, Vicky tocmai a plecat de la mine după ce am petrecut cam toată după-amiaza împreună. Noi ne planificasem, măcar așa, la nivel de idee, să dăm o tură și prin Zara, ce vă zisesem eu, cu returnatul, cu rochea aia pe care trebuia să o duc. Băi, fraților, deci, am trecut pe acolo. După ce am plecat de la coafor, am zis, hai să mergem la Unirii să vedem care-i treaba. Și ajunse noi acolo, ce să vedeți, era o coadă la intrare. Deci, Unirii ăsta, o spun acum pentru cei care nu sunt din București, magazinul Zara din Unirii are ieșire în exterior, de asta este deschis, deci nu e nevoie să traversezi mall-ul. E, și cum era ieșirea aia din exterior, puteai vedea așa un cârd de oameni, cred că a fost prima zi când s-a deschis sau ceva, afară, coadă. Deci era cum era pe vremea lui Ceaușescu, coadă la lapte, cam așa, cel puțin din povestirile părinților. Eu am trăit pe vremea aia, dar n-am fost la coadă la lapte. E, cam așa era. Și când am trecut noi pe acolo, zic, mergem, ai chef să stăm la așa ceva? Și că nu, bine, nici eu. Așa că am plecat și am venit la mie. Stați să vă așez pe ceva, că mă doare mâna. E așa, vă pun topul ăsta pe care a stat și mai devreme. Așa, și a venit la mine, mi-a adus o drăguță cum este, mi-a adus cadou de ziua mea, care încă nu e, deci va veni, dar a zis ea să fie sigură că nu se știe cum ne întâlnim în săptămâna viitoare. Și asta desfăceam pe măsură ce vorbeam cu ea. Efectiv, a venit cu el, eu n-am știut, a fost o surpriză și m-a super fentat, pentru că ne uitam deseori pe Vestiar Colectiv, site-ul ăla despre care v-am mai zis eu, de unde mi-am mai luat pantofi și alte chestii din astea de designer la mâna a doua. Și uitându-ne noi acolo, vedeam tot felul de diverse, cum se pare asta, cum se pare asta. Și ori mi-am dat seama că ea mă trage de limbă ca să-și facă așa o idee ce mi-ar plăcea și ce să ia. În fine, și m-a fentat maxim cu bentita, asta de aici. Asta e o chestie de la H&M din colecțiile lor de Conscious de acum niște ani și eu nu aveam treaba asta. Și nu știu ce a făcut ea, a văzut-o, sau eu i-am arătat-o, nu mai știu care a fost faza. Cert este că a luat-o fără știrea mea și la un moment dat îmi și zice, bă, hai să vezi că aia e sold out, adică s-a vândut. Zic, da, acum dacă am ratat-o, am ratat-o. Și numai bine că mi-a făcut surpriză cu ea. Deci e o chestie de asta, e cu valetă, e cu o plasă așa și pe trandafirea și ăștia. Și ce-mi zicea aia că se asortează cu părul, care, nu știu dacă vedeți, a început să ploștească. Pentru că, evident, grăsimea din părul meu își spune cuvântul întotdeauna, astfel că începe să se aplatizeze. Dar nu e o problemă, sunt așa de mulțumită de cum a ieșit. Știu că v-am zis și în mașină, dar mai zic o dată, îmi simt un alt om. Este minunat și mi se pare extraordinar cât de tare te schimbă, cât de mult îți influențează starea de spirit în momentul în care faci o schimbare de genul ăsta. Deci pentru mine este exact ceea ce îmi trebuia acum. După ce rezolv și cu astea, pot să zic că sunt un om nou. Aproape 100%, nu chiar. Mă rog. Așa, deci mi-am luat aia, pe care, ca să vedeți în detaliu și jucăria asta, tot o colecție de la H&M cu Ana Delor Russo, de la care am eu pălărioaca aia imensă, dacă o știți, cu păsăroiul ăla mare și cu valetă, tot așa. Este tot o colecție din asta specială, pe care, evident, n-am avut bani să o cumpăr la momentul la care a fost ea scoasă. Și numai bine că în timp am început să vânez din piese și m-a surprins cu brățara. Deci una dintre brățări, sunt mai multe, dar vi le arăt așa ca să le puteți vedea și voi, că nu cred că ați putut observa mare lucruri cât timp le-am probat eu. E un din asta cu un brontozaur, un șarpe, nu știu ce, este impecabilă, e nouță și e foarte, foarte faină. Deci chiar mi-e place super mult colecția aia și uite, e super mișto. Și pe lângă asta mai fost o broșă de porțelan pe care a luat-o, ci că ceva din anii 60, care a venit, uite așa, într-o cutiuță. Vă fac acum un close-up drăguț, foarte mișto. Deci uite, interiorul e așa cu catifea, cu mătase. Și asta este broșa din porțelan din ăsta chinezesc cu albastru. Ignorați, vă rog, manicura mea extraordinară și excelentă. Foarte faină este, deci din asta chiar nu am de niciun fel și cu siguranță va merge super bine la colecție. Foarte mișto, deci chiar a fost o surpriză super plăcută. Iar restul lucrurilor pe care le-a adus aici au fost un fel de... hai să probăm, hai să vedem ce îți vine din astea, pentru că a făcut și ea recent un declutter.
inspirată probabil și de video pe care l-am filmat eu și mi-a zis, uite, vezi, eu nu mai port asta, poate se potrivește ție. Și mi l-a dus în coace, l-am probat, a rămas cu el. Pantofii minunați, încă nu știm cum va rămâne, care va fi treaba, sunt a ei, deci ea și-a plasat comandă și mi-a adus să-i văd și eu. Păi, cât erau de frumoși, deci îmi doresc foarte tare și o pereche din aia, numai că se găsesc foarte greu, că tot așa e o colecție veche luată de pe vestiar. Fabulos! Și pe lângă asta, uite că le-am lăsat dincolo, stați așa să le aduc, am niște parfumele, să vă arăt. Opa, așa! Și pe lângă asta am făcut și un fel de schimb de parfumuri, pentru că amândouă avem parfumuri pe care le folosim prea puțin și ne-am gândit să vedem ce, cum putem să schimbăm între noi astfel încât produsul chiar să ajungă să fie folosit, să nu se piardă, să nu fie risipă. Și eu m-am ales cu următoarele, asta de la Jo Malone, pe care ea nu prea le folosește și care mie îmi plac mult de tot, mi se pare că miros super bine. Deci unul este English Peer and Frisia, care miroase, deci ăsta e preferatul meu, mi se pare minunat. Îmi place mult de tot când se simte para în parfumuri, e un miros așa dulceac, zemos, din ăla zaharisit, care, miroase nemaipomenit. Și asta, încă miros pentru că m-am dat cu o groază de fusfusuri pe mână, m-am dat și cu cele pe care le-a luat ea ca să poată testa, să vadă ce îi place. Așa că este un amalgam de mirosuri pe mine, dar să știți că sunt o parfumată și o înflorată în momentul actual. Iar celălalt este Nectarin Blossom and Honey. Uite așa, ăsta ar fi. Și ăsta îmi place, e foarte, foarte mișto. Pe ăsta îl simt mai degrabă floral, adică ți simte și dulceața aia nectarinei, dar mi se pare mai degrabă floral, comparat cu ăsta altul de pare 100%. Și amândouă miros super fain. Și trebuie să mă uit eu să văd cum se pot combina astea, pentru că, din câte am înțeles, parfumurile de la Jo Malone merg cumva suprapuse. Bine, merg și alte parfumuri, dar ăștia de la Jo Malone le-au creat special ca să poată fi combinate și obținându-se astfel un miros unic. Așa că trebuie să vă să mă documentez pentru că nu sunt deloc specialistă în arta asta. Dar da, acum că am terminat cu astea, ar trebui să mă duc să iau câte ceva de mâncare. Pentru că mai am niște treburi, niște scheme, dar voi rămâne fără. Și eu, în general, îmi fac cumpărăturile în weekend. Și cum de săptămâna viitoare ar trebui să înceapă zarva și, mă rog, lucrurile să revină așa cât de cât la normal, nu știu dacă o să am timp. Deci cel mai probabil că mă voi duce. Întrebarea este unde? Lidl, Kaufland, Carrefour, Auchan, Cora, nu știu în care să mă duc, trebuie să mă gândesc așa un pic. Și doi, cred că vă voi lua cu mine, pentru că urmează mai încolo să ies la o plimbare, mă văd cu un anumit individ și vreau să vă arăt niște chestii drăguțe, pentru că am observat niște trandafiri superbi în cartier și vreau să-i filmez, ca să-i puteți observa și voi, că sunt splendid, splendid, splendid. Eventual poate facem și niște poze de seară. Așa că mă duc să mă schimb în ceva, cred, nici nu știu dacă să rămân cu asta sau să mă schimb, și ne vedem. Ori în mașină, ori la Kaufland, Carrefour, Cora, toate cele, ori dacă nu ne vedem direct la trandafir, una din astea. Dar deocamdată să ne debarasăm de acest mult negru. Voiam să fac un vlog în care să vă port așa cu mine prin București și să vă arăt câteva dintre locurile mele preferate. Și îl voi face, adică va fi un clip din ăsta dedicat subiectului, dar am zis deocamdată să filmez ce vreau eu să vă arăt, adică trandafirii, pentru că ăștia nu o să aștepte până când mă organizez eu cu vlogul și dacă nu-i filmez acolo, se vor usca, se vor trece și nu mai am cum să vi arăt. Și sunt chiar aici în fața mea. Deci este un gard întreg care este plin de trandafiri roz. Ia uitați în partea asta. Sunt atât de frumoși și sunt așa de parfumați, dar rozul ăsta este absolut superb și contrastează atât de plăcut cu verdele de lângă. Deci, ia, uitați-vă, s-a să mai scad un pic luminozitatea ca să vedeți mai bine. Ia uite, uitați-vă voi ce minunăție acolo, ce frumusețe și pe jos sunt numai petale. Ia uite,
petale, 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 petale. E unul dintre cele mai frumoase colțuri ale Bucureștiului, cred eu. Nu știu, mie îmi place super, super mult. Iar în fața mea este tot așa o clădire din asta istorică, o vilă superbă, așa cum sunt majoritatea pe aici. Adică sunt multe case din astea de amărășteni. Amărășteni, evident. Probabil transmise din generație în generație, pentru că din ce văd eu, în cartierul ăsta sunt foarte mulți bătrâni. Și casele astea sunt clar construite de acum multă vreme. Mai apare, mai răsare așa din când în când și câte una nouă, dar majoritatea sunt construcții din astea vechi. Și uite, ce fain. Și sunt multe astfel de grădinițe, dar asta mi se pare cea mai frumoasă de aici. Stați un pic să întorc ca să vă fac așa un tur de 360 de grade să vedeți exact locul. Întâi de toate trandafirii, o splendoare. Ia uite, mamă, sac. Nebunie. Sunt așa de mulți și de bogați și de frumoși. Uite, și aici sunt adunate niște petale. Bănuiesc că și-a făcut cineva poze și a lăsat aici petalele. Nu știu care-i faza, dacă am mai trecut pe aici și am văzut că era multă lume cu aparate de fotografie pe telefoane. Adică nici nu ai cum să ratezi, de asta v-am zis că o să vin și eu, dacă se mai domolește un pic soarele, pentru că acum este super puternic și mi-are și pozele arse. Și nu ne dorim asta, dar ca idee arată superb. Și uite, ca să vedeți și în jur, vă arăt imediat. Eu am mai făcut poze pe aici de câteva ori, vi le-am și arătat, nu știu dacă vi le amintiți, dar uite, de exemplu, la casa aia, de acolo am mai făcut niște poze acum câțiva ani, sau anul trecut, deci mai rețin, posibil să fie ambii, și asta este vila despre care vă spuneam. Uite, să văd cât e de frumoasă. Desigur, nu pot să zic vreo așa ceva, deci în discuțiile noastre cu cășile, în niciun caz nu mă referam la o chestie de genul ăsta, pentru că este mega, mega scumpă. Adică e ceva ce nu îmi permit acum sau în viața următoare, dar o apreciez totuși, adică mi se pare super frumoasă. Nici nu știu dacă e locuită, însă minunată. Iar pe asta, stăt așa că vă arăt imediat. Sper că nu vă zgâdui excesiv. Dacă găsesc poza, o inserez, dacă nu va trebui să mă credeți pe cuvânt. Uite ce frumoasă e. Superbă. Uite și o clădire în stil art deco, dacă vedeți liniile astea așa geometrice, foarte frumoase. Mă întrebare cum o fi interiorul, n-am intrat niciodată într-o clădire din asta, cel puțin nu de aici, nu din zonă. Și cartierul e foarte liniștit așa, adică, cum am spus, pensionar majoritar, blocuri nu sunt și arată foarte, foarte bine. Hai să ne mai plimbăm. După ce mi-închei toate socotelile astea și ajung acasă, o să vă arăt și cam care este planul cu pozele albicioase pe care le-am făcut ieri. Pentru că m-am gândit și am mai dezvoltat un pic ideea, am mai dezvoltat un pic conceptul. Vă arăt o casă superbă aici în câteva secunde, dar am mai dezvoltat un pic conceptul și vreau să-l fac cumva ca pe o poveste. Adică pozele alea pe care le-am făcut eu îmbrăcată în alb să fie cumva imagine dintr-o carte cu povești. Dacă vă amintiți, am eu una luată din Lyon acum câțiva ani și aș vrea cumva să printez pozele și să le inserez acolo și apoi să combin cu altele. Vă arăt în detaliu acasă. Până acolo însă, uitați-vă ce balcon are casa asta, ce minunată este. Ia, cred că vedeți mai bine așa. Ia, uite. Uitați-vă voi ce scară. Vai, ce poze mi-aș face eu aici. Superb. Superb, superb. Și e plin de astea. Uite, încoace pe partea asta acolo, mai e una tot așa, cred că e ceva în stil Maura asta, dar cred că e ambasadă și nu o să mă lase să filmez, așa că mergem mai departe. Asta e plină de iederă, n-are ea multe ornamente din beton, dar ornamentează suficient iedera aia, foarte mișto. O intrare frumușică și aici, ia uite ce de trandafiri, cu pol așa, foarte drăguț. Alte grădinițe de trandafiri, roz aici și unii albi în spate. Mai e o casă faină pe care vreau să vă arăt în partea aia, dar și blocul ăsta, care este tot așa o construcție art deco. După liniile geometrice le recunoaștem. Vedeți, e pe două etaje sau trei, nici nu-mi dau seama cum e sus acolo. Ia uite, zici că e din povești. Casa asta cred că e foarte mare, adică pare super amplă și nu știu dacă vedeți detaliile, ornamentele alea de acolo de sus, stați așa să încerc un zoom. Le vedeți acum? Se văd așa pe un perete. Par a fi niște chestii sculptate în zid, cu balconul la circular, este splendidă. Ia stăte așa să-i dăm o tură, cu toate că nu cred că o cuprindem pe toate. Uite, dacă vedeți încolo e și niște iederă crescută, multă iederă și pe aici. Uite și pe partea asta, ce frumoasă e, cred că aici vedeți mai bine detaliile, nu mă refer la alea de acolo. Și dacă vă uitați sus, 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 sus la streașină, pare rău că vă zgudui. Tot așa,
minuțios făcute. Foarte fain. Asta e puțin mai simplă, dar tot așa foarte mare. Vila Aurelia, scrie pe ea. Fain. Uite și aici o grădiniță mică. Asta cred că e crescut accidental, că pare un pic cam părăsită așa. Sau neîngrijită. Uite, în partea asta sunt foarte multe frunzulițe, floricele, nu știu, uscate. Ușa aia pare că nu intră nimeni pe ea. Și sau niște porumbei, dacă îi auziți. Și în partea asta, la altă, aici iarăși este o superbitate imensă. Deci imensă, imensă. Pare nelocuită și asta, dacă te uiți așa la ea, nu știu ce să zic. Dar judecând după sfacii din interior și tomberoane, poate totuși e cineva. Să uitați-vă cât e de mare. E superb. Arată minunat. Mie mi-ar plăcea maximum, dar asta și dacă e derăpânată, cu atât mai bine, că mă apuc eu să o fac. Să am activitate, să am preocupare. Ia uite. Mamă, 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 cine a fi locuit aici? Bine, bine, bine. Pe 3 etaje. De ce geamuri? O nebunie. Și ce scară. Și întorcându-ne de unde am plecat, pe partea asta, e tot așa un bloc din perioada interbelică, bănuiesc. Oricum, construcția Art Deco. Te vedeți ce detalii interesante sunt pe partea aia acolo? Foarte mișto. Și ușa. Ia uite. Așa, deci astea sunt vechi. Nici nu știu dacă sunt consolidate, habar n-am. Nu știu când se descurcă astea la cutremure. Dar estetic, cel puțin, mie îmi plac foarte mult. Ia uitați-vă voi. Și din unghiul ăsta. Ce minune. Cea de lângă e tot așa o construcție veche, numai că asta a fost renovată. Uite că se vede. Fii atent, ce diferență. Cum arată obloanele, cât de scrijelite sunt, cât de luată e vopseaua pe asta din stânga și cum e pe asta din dreapta, care are termopane proaspete. Skepsis. Să mă dau un pic mai la umbră să mă vedeți și pe mine mai bine. E tare plăcut afară, chiar dacă un pic întunecat a fost în prima parte a zilei. Aoleu, să intrăm. E deschis o ușă. Comitem o infracțiune? Hai să comitem. Stați așa. Ia uite. Hai să vedem în interior. Uite, au și băncuța aici. Mamă, mamă. Aoleu, lumina! Deci nu știu dacă e bloc sau dacă e o vilă, o casă a cuiva. Sta să treacă mașina. Aici, cred că e o grădiniță. Ia uite. Vedeți ceva? Uite. Dar în partea asta, la altă, deci aici, cum mă uit eu, stai să văd care e cel mai bun unghi. Să vă arăt. Să cap, vai, cum e și asta. Ori aici, ori. Ce geamuri. Acolo, unde sunt geamurile alea, sigur este o scară de aia circulară. Prin care urci la etaj. Și sigur e de asta frumoasă, cum am văzut mai devreme. Vai, 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 vai. Și îmi plac foarte mult și cărdulețele astea pe care le au. Vedeți că sunt așa relativ joase. Nu sunt foarte înalte. Dar sunt combinații de fier sau ce-o fi ăsta și beton. Și arată foarte bine. Și uite, au fost și niște floricele cândva care s-au firit. Iar în partea asta, iarăși una veche. Îmi pare rău că sunt mașinile astea care distrag atenția. Dar măcar înțelegeți. Ia uite, ia uite, ia uite, ia uite. Deci eu când văd casele astea, mă gândesc la Melania Lupu și la Rodica Văjuc Brașoveanu. Cumva, cu toate că Melania Lupu nu locuia într-o casă atât de mare, cu groază de pisici, mâncând prăjituri și bând ceai într-o astfel de casă. Ia uite, poezie curată. Ce e aici? Nebunie. Și asta e interesantă, e puțin mai simplă, dar tot așa, în același stil. You will take over my mind, 'cause I've been lost, but I'm giving you all of my time. Isn't that good enough? Changing my patterns a lot. Yeah, I never thought I'd be sitting here wrapped in your arms. So let go all the things you hear. I'm not going anywhere without you. Though you're scared, no, I made it hard for you, but I can't. Now I wanna make you part of my plans. Put a little faith in me, though you're scared. Sometimes I feel like we're getting nowhere.
yours are pretty. So let go all the things you hear. I'm not going anywhere without you. So put a little faith in me, though you're scared. Know I made it hard for you, but I can't. Now I wanna make you part of my plans. Put a little faith in me, though you're scared. Cineva toarce profund. Îl auziți? Suntem galbeni de la bec, dar nici nu ne pasă. Hai, gras, dă-te jos. Am ajuns acasă cu vreo oră și m-a luat un friguștean. Mă, micule, deci afară este o super căldură, e super, super fain. Am stat toată ziua, chiar și acum seara am stat cu mai o oră pe mine, n-am avut nici o mică problemă. Dar în momentul în care intru în casă, adică eu oricum sunt friguroasă, v-am mai zis că sunt o congelată de la natură, chiar și vara mine și picioarele reci. Dar acum, până când vine alea 40 de grade, 45 de grade probabil, cum avem ca în fiecare vară, mie mi-este fric, astfel încât sunt cu această hălățoc pe mine, deși trecând de părul pe care l-am pe față, mă voi duce oricum să fac o baie din aia fierbinte după ce mănânc, după ce termin de vorbit cu voi, după ce mă țin de cuvânt cu ce v-am promis, cu cartea. Până acolo însă zic să-mi fac o pizzocinie din aia bună, de la Lidl, preferata mea. Nu știu ce s-a întâmplat, că în ultima perioadă n-am mai găsit-o. În ultima perioadă însemnând ultimele trei luni, să zic, pentru că în martie încă era ok și se putea merge în Lidl. Dă-te din congelator, cred că Rumbu vrea puțin în congelator. Prietene, Rubu, alo, alo, Socola, gata, hai că ieși de acolo. Nu știu ce s-a întâmplat, pentru că martie încă se găsea pizza. Și după a început să dispară și nu mai vedeam. Asta, pe care o știți, că a mai apărut de multe ori, este super bună, 5 sau 6 lei costă. Și dacă ți se pare că n-are suficiente chestii pe ea, adică asta e doar cu niște roșii ceapă, poți să-i mai pui tu niște ciuperci, niște ardei sau, mă rog, brânză, ce legume consideră fiecare. Dar mie mi se pare că la prețul ăsta și exact așa cum e din cutie, este super bună. Așa că o să-mi fac o din asta. Am mai luat niște gemuri, am mai luat niște fructe uscate, mă rog, cred că ați văzut, nu vă plictisesc cu astea. Deși, din câte știu eu, vă cam plac holurile astea alimentare, am senzația, trebuie să-mi spuneți ca să știu să fac mai multe. Dar da, a fost o seară super, super plăcută. Ia să încerc să desfac asta cu mâna, poate reușesc. A fost o seară foarte plăcută, n-am avut unde să mergem să bem un cico sau să, nu știu, să facem ceva. Efectiv, ne-am luat ceva de băut și am stat pe bordură sau pe bancă, în fine, ne-am plimbat, a fost foarte, foarte fain. Dar faina în sensul de o revenire la normal. Cât de cât, pentru că o plimbare din asta n-am mai făcut de multă vreme și chiar simțeam nevoia și m-am bucurat tare, tare văzând cât de frumos este. Adică lucrurile au rămas la fel, casele la fel, poate chiar mai frumos pentru că am florit trandafirii aia. Restul e așa cum știam. Problema ce nu a rămas la fel, bineînțeles, relațiile cu oamenii care sunt cu totul altele. În Lidl când am intrat, bineînțeles că a venit la mine un nene cu termometru și m-a luat, haideți să vă iau la măsurat. Eu nu mi-am dat seama ce vrea ăla de la mine, deși nu e primul contact pe care l-am, dar încă nu sunt obișnuită cu chestia asta. Și când am văzut bă, la că se repede așa la mine, zic, aulă, să vezi că mă pun să dau jos camera de la gât. Dar nu era vorba de cameră, era cu temperatura. M-am măsurat și, în fine, o să vedem. Săptămâna viitoare am programare la dentist, nu vă zic că o să fie și acolo super distractiv, cred, nu știu cum o să procedăm, pentru că nu normal ar trebui să purtăm măști, iar mie trebuie să-mi umple în gură. Deci nu știu cum va funcționa toată treaba, dar mă rog, să ajungem noi până săptămâna viitoare. Deocamdată, hai să punem această pițoșenie, te rog eu ieși. Nene, greu e cu o mână. Aoleu, aoleu, ce venea să mânci din cutie. Gata, reușit, trebuie să nu mai fac de-astea. Ia, cine mă strigă în noapte? Multă lume. Păi și eu ce fac, prietene? Deci s-a așezat rumblu, s-a așezat fix în fața cuptorului cu microunde. Bobiță, îmi desfaci și mie punca de la asta și te dai de acolo? Te rog? Nimic, se uită la mine. Deci ai o meclă. Deci ai o meclă. Arată-le ce meclă ai. Arată-le ce făciucă ai. Cel mai iubit dintre motani. Lângă încă un motan. Ce-i mai iubiți? Ce-i mai iubiți? Da. Avem un pic de coadă în ecran. Care ar vrea și ea ceva, mă. Ar vrea și ea, dar nu știe ce. Nu mănânci tu de asta. Nu mănânci.
nu mănânci, ai mâncare acolo. Deci n-am văzut așa milogi, nu știu cum fac pisicile voastre, dar ale mele, chiar dacă au mâncarea pusă proaspăt, fie că e de aia umedă, fie că sunt croante, în momentul în care mă văd că mănânc ceva, indiferent că e carton, presupun că aș mai mânca, să zicem, carne, sau că ar fi, nu știu, dulciuri, fructe, orice, vin cu fețe de alea de milogi și stau așa și se uită la mine. Dă-ne și nu, te rugăm, hrănește-te și hrănește-ne. Și acum se freacă de mine vrând de asta, dar nu mănâncă de asta. Tu nu mănânci, prietene, din asta. O să-ți dau, dar tu nu mănânci din asta. Deci, în felul ăsta arată. Asta pe aici este ceapă, cred eu, roșii. E 100% vegană, deci nu vin nimic pe ea. Ce ar lipsi? Ar fi niște verzituri pe aici, dar nu cred că am. A, dar știți ce am? Cred că am niște ciuperci. Să-i pun eu niște ciupercuțe. Cam din alea la conservă și cred că sunt ok alea. Adică, în mod normal, le-aș prăji pentru că am și în cutie de la proaspete, dar n-am timp să stau să... n-am timp, n-am chef să stau să prăjesc acum. Așa că, ia să vedem. Dacă îi pun eu, iată așa, niște de-astea, gata făcute, ciuperci tăiate, ce-ar fi? Să-i punem nițeluș. Ia, stați să... apa, să scurg zeama. Mă vedeți ce fac aici? Deci trântesc niște ciuperci, care sunt, de altfel, foarte bune de mâncat și așa. Mm. Și acum facem, uite, așa, taca-paca. Cel mai minunat sentiment e ăla după ce ai mâncat. Oh, și așa, și așa, ah, ce bine este. O pisică? Două pisici? Minunat, hai să vă așez. Țaca-paca, tot pe cărțuliile astea pe care a stat și până acum, dar să le dau o lecuță că mai încoace. Iată așa, ca să mă și vedeți. Mi-am luat și iaurt ca să mănânc ceva dulce pentru desert. Încerc așa ușor, ușor să revin la o dietă relativ obișnuită, obișnuită, referindu-mă la ce mâncam eu înainte. Și înainte, când simțeam nevoia de dulce și nu aveam ciocolată sau alte chestii din astea în casă, mâncam tot felul de iaurturi cu fructe. Iar acum se petrece un mic raliu. Ăsta este unul care se găsește la Lidl. E ceva cu ananas, cu niște... mă rog, e făcut din lapte de cocos și ananas. Și e bun, să știți. Mai iau și cu afine și din ăla simplu, fără niciun fel de fruct. Super bun, să le încercați dacă aveți ocazia. Mamă, deci am avut o durere de cap în după amiaza asta. Vai, doamne, nu știu de la ce m-a luat. O migrenă, o... sau ceva pe jos, să dărâmăm, să trântim casa. Pisu! Poirot! Este urcat pe chiuvetă în momentul de față și dărâmă ce găsește. Cred că ața dentară a distrus-o. Ia că mai dărâmă una, cam două. A? Mai faci un poc? Sau? Asta a fost el care s-a trântit pe pod? De ce nu? Și acum se joacă cu ața pe care a dărâmat-o. Revenind. Păi mă durea capul îngrozitor. M-a luat așa deodată din senin, deci după ce a plecat Vicky sau oricum, când era Ianca aici, începuse așa să simt o, presiune pe aici pe zona tâmplelor și tot apăsa și tot apăsa. Și s-a tot dezvoltat. Acum mi-a trecut, dă-te jos, acum mi-a trecut din fericire, sunt ok. O fost și de foame, posibil, nu știu, dar cert este că m-am distras cu activitate, cu plimbare, cu ieșit, am fost ok până la urmă. Dar atunci simțeam o durere de cap, mă, micule, nu știu, deci nu știu ce am avut. În fine, important este că acum sunt ok și sunt bine și pot să fac și eu o încheiere frumoasă pentru voi pe clipul ăsta. Asta e cărțulia despre care vă ziceam. Deci ce voiam eu să fac ca o continuare pentru acele poze? Inițial, eu le-am conceput pe ideea de regina zăpezilor sau oricum o regină albă. Sunt convinsă că ați auzit de tot felul de regine de-a lungul vieții voastre. Fie că vorbim de Alice în Țara Minunilor, unde era regina aia dementă, regina roșie, parcă îi spunea Dama de Cupă, care era mega ultra dilie. Fie că vorbim de Creasa Zăpezilor, care tot așa mă gândesc eu că e cumva înrudită cu această regină albă pe care vreau eu să o produc. Sau, mă rog, că vorbim de alte regine, contese și așa mai departe. Ideea este că m-am gândit cumva, dacă vorbim de o regină albă, să fiu cu totul și cu totul albă. Și tocmai pentru că vorbim de povești și de întâmplări din astea fantastice și de regine care, în mod evident, nu există în viața de zi cu zi, am zis ce idee mai bună aș putea avea dacă nu să includ chestia asta sau să o transform într-o poveste. Și ca să fie cât mai veridică povestea și să meargă cât mai bine în direcția de poveste, am nevoie de o carte de povești. Asta este cartea pe care am cumpărat-o eu din Lyon acum 2 ani când am fost cu prietena Andreea acolo. O găsiți în detaliu, cred eu,
povestită, mă rog, relatată toată întâmplarea în vlogul de călătorie filmat atunci sau în vlogul de după, când vă arătam cu ce m-am întors de acolo, ce mi-am cumpărat, oricum ar fi, asta a mai apărut la mine pe canal și am găsit-o într-un anticariat din Lyon, unde erau foarte, foarte multe cărți. Era un nene, bătrânel așa, care abia se vedea printre toate vrafurile alea de cărți. Dar cum să vă spun, erau până în tavan. Deci atât de multe cărți, sunt convinsă că dacă aș mai fi scotocit pe acolo, dacă aș mai fi avut timp și, mă rog, răbdare să mă pierd printre toate alea, cu siguranță aș fi găsit multe alte cărți faine. Dar asta parcă era în vitrină, din ce mi-aduc aminte, și am sărit pe ea din secunda în care am văzut-o, pentru că sunt povești de Hans Christian Andersen, evident în limba franceză, care, după cum știți, pe mine mă cam bate așa. Dar este superbă. Are și poze. Plus de asta că e veche. Este o ediție 40, să zic, nici nu sunt sigură. 35. Deci 1935. Uite așa, ca să vă arăt, imaginea de aici este din povestea numită Soldățelul de Plumb, pe care sunt convinsă că o știți. Și uite așa arată în momentul în care o deschidem. Vedeți că fila este îngălbenită de timp și este foarte, foarte faină, pentru că trecând de fila asta, de niște desene superbisime, care astăzi nu cred eu că se mai găsesc, adică n-am mai văzut cărți de povești, nu că aș fi vreo specialist sau vreo cunoscătoare, că nu mai am de ce să cumpăr, dar nu știu, așa, când mai ajung și eu printr-un cărtureș și mai arunc o privire asupra cărților de povești pe care le văd acolo, rar se întâmplă sau deloc să văd genul ăsta, pentru că na, s-a schimbat stilul, sunt alte vremuri, nu mai sunt lucrurile la fel. E, uite, ca să vă arăt. Avem, uite așa, genul ăsta. Vedeți, asta este o imagine din Mica Sirenă și e hârtia efectivă, iar în partea asta la altă, din când în când, inserează câte o imagine din asta pe un alt tip de hârtie lucioasă, mai deschisă decât cea de aici. Uite, bine, vedeți, asta e. Și ce m-am gândit eu să fac este următorul lucru. Pozele pe care le-am făcut, cele în care sunt această regină albă, va trebui să fac cumva, nu știu în ce fel și cum o să reușesc, dar vreau să le printez pe hârtie din aia lucioasă de poză. Ceva cât mai asemănător cu textura ăsteia. Deci nu super, super lucioasă, dar cumva mai lucioasă decât o hârtie obișnuită. Unde o să fac asta, n-am nici cea mai mică idee, pentru că la momentul de față îmi imaginez că toate centrele astea de printare sunt închise, dar am de gând, mâine, poimine, mă rog, să vedem în viitorul apropiat, o pisică îmi zguduie camera, să mă duc să caut un astfel de centru de printare. Poate găsesc prin mall-uri. Poate, nu știu, găsesc un atelier deschis. Habar n-am apucat încă să caut, dar sper să găsesc ceva, să printez toată treaba, după care să o lipesc cu maximă, maximă atenție pe o filă de genul ăsta și să fac alte poze, deci poze la poze, în care să mă văd eu cum citesc din poveste, efectiv, sau uitându-mă la carte, exact acolo unde este fila aia. Sper că înțelegeți cât de cât conceptul din capul meu. V-am mai zis că mă pasionează maxim treburile de genul ăsta și îmi place să creez lucruri din astea, pornind de la nimic, adică toată treaba a venit așa dintr-o o sclipire de moment. Uneori îmi vin sclipirile ușor, alteori ați văzut cum am fost în cazul vlogului anterior, că ar trebui să scotocesc prin cărțile alea și să mă uit de tot felul de idei ca să am inspirații. Nu știu, depinde de context. Câteodată am blocaje creative, alteori merge strună. E, acum este una dintre dățile alea când am mers strună și m-am gândit că ar fi așa o idee interesantă și sper să-mi iasă. Deci toată treaba este să găsesc un centru de printare. Dacă nu găsesc centru din ăla, pot să-mi iau la revedere, nu se poate face și va trebui să rămân cu poza efectivă, cu alea albe pe care le-am făcut. Dar chiar și așa, nu știu, e mișto și e super fain și pentru mine este super mulțumitor în momentul în care văd produsul finalizat, adică văd poza aia pornită de la început, când m-ați văzut, doar că am filmat bucata în care eram perfect curată pe față, cât am stat și m-am picat. Da, după aia când mi-am pus outfit-ul, după aia cât timp mi-am așezat părul, cât am stat și m-am pozat, bla, 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 bla. Îmi pare rău într-un fel că nu ați putut vedea și procesul ăla pentru că a fost distracția totală. Deci mă chinuiam cumva să țin tava aia, baloanele erau în capul meu, individul lângă mine tot îmi apăsa acolo, îmi punea focusul, încerca să declanșeze el aparatul și eu eram plină de vopsea și împrăștiam toate alea pe lângă, iar el era ceva de ce nu se uita, bine, glumea evident, dar se uita așa cu coada ochiului pentru că eram super, super ciudată. Și mă bufnea râsul constant și încercam să fiu acolo această senzuală, cumva totuși serioasă, adică să am o atitudine din asta așa de regină, de contesă, cumva, nu știi, care să meargă mână-mână cu personajul, nu să fiu hlizită, cum îmi venea mie de fapt să fiu. Mă rog, până la urmă alea au ieșit. Acum să vedem dacă mi iese și această dudă. Deci, da, cu astea. Ce vreau să mai zic, încă o chestie, vine așa ca o, nu știu, n-are legătură cu nimic, dar mă chinui, cred că de vreo
lună, dacă nu mai mult, mă chinui să vorbesc și despre asta și n-am reușit sub nicio formă. Știți că eu am avut proiectora super drăguț cu fetele de la Samsung, cu mentoratul, cu Stream Your Dream. Vă anunțasem eu ceva despre treaba asta cândva prin toamnă. Și voiam să zic că proiectul s-a încheiat la momentul ăsta și din câte știu eu, fetele se uită. Deci e posibil să mă audă și ele acum. Dacă nu mă aud asta ei, eu oricum o să spun ce am de zis. Voiam să zic că sunt super, super mândră de ele. Pentru că au făcut o treabă extraordinară, vă voi linkui canalele lor în descriere și sunt niște fete exact așa cum mi le-aș dori eu. Deci eu le-am ales pe fetele astea fără să le cunosc, nu știam ce și cum se întâmplă cu ele, recunosc că nu le urmăream înainte, ele având canale de YouTube, dar sunt undeva la început. Adică nu vorbim de oameni cu 10.000 de urmăritori, nu vorbim cu de sute de mii de urmăritori. Nu, sunt niște fete efectiv la început care vor să învețe și de asta m-au ales pe mine ca mentor, iar eu l-am ales pe ele mai departe, că a fost cumva o alegere de ambele părți. E, acum că s-a încheiat tot procesul ăsta, iar eu am menținut o legătură relativ strânsă, zic eu, alături de ele în perioada asta, am vorbit, cred că, zilnic cu ele și de chestii care au legătură cu proiectul și de chestii care nu au nicio legătură, dar efectiv am încercat să fiu aproape de ele și să le sprijin în toată treaba. Voiam doar să spun că sunt extraordinare și că mă mândresc super mult cu ele pentru că sunt niște fete exact așa cum mi-aș dori eu să fie, niște fete din echipa mea. Fie că asta înseamnă echipa pe care o mentorez pentru a face YouTube, fie că asta înseamnă timp la bani cu oameni care se uită așa cum vă uitați și voi acum și o faceți de plăcere. Niște fete cu mult bun simț, super educate, niște fete deștepte, inteligente, istețe și care au chef să învețe și care au pus umărul la treabă. Deci chiar am observat o evoluție foarte interesantă în ceea ce le privește, pentru că toate au fost super receptive și am interacționat constant și mi-au cerut sfaturi și am încercat să le arăt. Uite așa, uite așa, uite așa. Am vorbit de tot felul de lucruri și chiar sunt super, super încântată de ele și voiam cu ocazia asta, pentru că urmează săptămâna viitoare. Sau mă rog, când veți vedea voi vlogul. Atunci se va anunța marele câștigător al competiției, dar voiam să zic până când se anunță că fetelor felicitări, m-ați făcut mândră, mă bucur super, super mult că m-ați ales pe mine și că v-am ales pe voi și abia aștept să plecăm la Oradea, pentru că eu trebuia să plec cu fetele astea în aprilie. Așa, cumva, fără nicio legătură cu proiectul cu Stream Your Dream, dar efectiv ne-am conectat. Așa că, da, astea au fost gândurile mele și mă rog, sper să câștige fetele mele, evident, când se va anunța, sper să câștige fetele mele acolo. În altă ordine de idei, mă pun pe desfăcut iaurțelul pământului, să-l mănânc și eu, să-mi iau desertul pe această minunată seară. Sper ca săptămâna viitoare să ajung pe la un Buzău, să vedem cum s-au organizat treburile, cum este cu ieșitul ăsta efectiv din oraș, pentru că nu mi-este foarte clară treaba, nu știu dacă pot. Dar voi încerca să fac duda de așa natură încât să mă duc să-i văd și eu pe ei mei, pentru că mi-este dor de ei de mor și abia aștept să-i revăd pe toți. Până acolo însă, mulțumesc tare tare mult celor care v-ați uitat la vlogul ăsta, să-mi spuneți cum vi s-a părut în toată dileala, să-mi spuneți cum stă Albă, poate încercăm o schimbare de look completă și poate v-a plăcut și ceea ce mi-am făcut cu părul, că și asta mă interesează mult pentru că eu chiar țin la feedback-ul vostru. Chiar dacă uneori l-aplic, chiar dacă alteori nu l-aplic, dar e important, măcar să știu așa, să am habar. Deci aștept impresiile și comentariile voastre, sper că v-a plăcut vlogulețul, că v-ați relaxat și că veți reveni cu aceeași plăcere sau chiar mai mare și data viitoare. Să aveți o zi sau o seară minunată, vă pup, vă iubiresc maxim și abia aștept să ne vedem duminică. Habar n-am ce filmez, dar vedem, o să aflăm, o să aflăm. Ne lămurim până atunci. V-am pupat. A, și uite, să vă arăt și pe cineva, dacă tot facem așa o încheiere, uite aici, un broscoi pufos, negru și dințos, spune tu, cine este cel mai iubit dintre pisoiași? Cine este cel mai iubit? Este în extaz, vă asigur, v-am pupat! Pa.